Da, un conflict pe care l-ați urmărit înainte de pauză, un conflict izbucnit între Partidul Național Liberal și USR, chiar înainte de moțiunea de cenzură, chiar când cei de la PNL redactează moțiunea de cenzură între Mihai Neamțu și Andrei Caramitru. Mă și gândesc cum ar fi, domne, să depășească toate problemele, să ajungă într-un final la consens, să spună, hai, domne, să preluăm guvernarea, să scăpăm de PSD și să nu se poată că s-au certat Neamțu și Caramitru. Publică pe Facebook. Avem o reacție, avem această reacție a domnului Andrei Caramitru. Precizam, am încercat să-l contactăm, l-am și contactat. Da. Ne-a și răspuns, a avut bunăvoința, ne-a răspuns fără niciun fel de problemă, dar n-a dorit să continue schimbul de replici cu Mihail Neamțu și în direct. Așa că avem acest punct de vedere, îl citim, mi se pare foarte interesant. Îi atrag atenția domnului Mihail Neamțu, care mă amenință cu niște dezvăluiri în ghilimele false 100%, nu doar pe mine, ci și pe familia mea, că îl voi da în judecată și îi voi solicita scuze publice. Nici măcar Antena 3 nu și-a permis să mintă și să se degradeze la un asemenea nivel. Da, mă rog. Vor tranșa în instanță. Justiția voi cere spune public și formal președintelui PNL, că acum ajunge partea da. Frumoasă la vedere, voi cere public și formal președintelui PNL excluderea sa din rândurile partidului. Deci nu doar că vrea scuze, nu doar că îl dă judecată, dar vrea să-i distrugă și cariera politică lui Mihail Neamțu. Înțeleg că oricum nu are niciun fel de rol acolo, deci sper să fie o formalitate. Asta este reacția lui Andrei Caramitru, v-am citit-o. Nu știm cum va evolua conflictul, dar... Urmărim cu atenție și îngrijorare, așa cum urmărește președintele României de la Cotroceni, de la pupitrul Cotroceniului, mișcările pe care Partidul Social Democrat le face prin gesticulația doamnei Viorica Dăncilă, mișcări care dau senzația că, domne, acum avem de-a face cu un alt partid PSD. Ne-am eliberat de domnul, ne-ați eliberat de domnul Dragnea, dar noi vrem să scăpăm de el, doamne, iartă-mă, dar nu aveam mecanisme. Noi toți suntem aici, da, dar da. Nu ne-a lăsat Teleorman. Nu asculta muzică de asta, de se ascultă... Și el venea cu Manel. Și el punea de asta de la Teleorman. Și acum intervine Mădălina Dobrovolski, purtătorul de cuvânt al Cotroceniului, al președintelui României, pe subiectul pe care l-a lansat astăzi doamna Viorica Dăncilă de la guvern, și anume dă ordonanță de urgență pentru alegerea șefilor consiliilor județene, nu ca până acum majoritare, adică vota oameni din regiune și în majoritatea își punea cu șeful consiliului. Deci, domnule, nominal, să fie ca la primari. Vine doamna Viorica Dăncilă explicând că a înțeles votul dumneavoastră. În condițiile în care toată lumea spune că la primar nu e bine cum e. Hai să ascultăm Mădălina Dobrovolski și punctul de vedere al președintelui României. În urma adoptării de către guvern a unei ordonanțe de urgență referitoare la modificarea legislației în privința alegerii președinților de consilii județene, președintele României, domnul Klaus Iohannis, constată că PSD nu a înțeles nimic din aceste alegeri pe care le-a pierdut într-un mod catastrofal, și umblă iar la cutia cu ordonanțe de urgență, încercând să schimbe regula jocului chiar în timpul desfășurării jocului, ceea ce este inacceptabil. Votul românilor nu este bătaia de joc a PSD, atenționează președintele României. Cetățenii le-au transmis PSD-iștilor în mod foarte clar că practica ordonanțelor de urgență trebuie să înceteze. Acest instrument este prevăzut în Constituție exclusiv pentru situații excepționale. În niciun caz acest instrument nu poate fi folosit în continuare abuziv și netransparent. Schimbarea legii electorale, făcută astăzi prin ordonanță de urgență în sensul introducerii votului uninominal pentru alegerea președinților de consilii județene, este de fapt o concesie pe care premierul Viorica Dăncilă vrea să-l facă în fața baronilor PSD în încercarea de a le câștiga sprijinul. În mod evident, dacă se va schimba legislația în sensul enunțat de premier, vor fi favorizați acei președinți de consilii aflați în prezent în funcții, adică domnii Marian Oprișan, Dumitru Buzatu și Ionel Arsene. Acești baroni PSD, panicați de scăderea în sondaj a partidului, fac tot posibilul să-și securizeze funcțiile în ciuda voinței românilor. Așa ceva nu poate fi acceptat. Președintele Klaus Iohannis subliniază că un județ nu este o comunitate cu o identitate proprie, iar un președinte de Consiliu Județean nu trebuie niciun caz confundat cu un primar.
Da, bineînțeles că doamna Viorica Dăncilă pune în mișcare ceea ce baronii Partidului Social Democrat își doresc. Acum a plecat domnul Dragnea, dar au rămas oamenii aceștia care o manevrează, că dânsa e o femeie care, mă rog, are acest rost în viață, să fie manevrată de cineva, nu poate să rămâne dincolo de manipulare. Nemanevrată, o lași nemanevrată pe doamna Dăncilă. Așa, și doamna Viorica Dăncilă vine cu această soluție pentru că baronii aceștia locali vor, probabil, din votul pe care l-am văzut săptămâna trecută, pierde funcțiile pe care le dețin, dacă își pierd și majoritatea acolo. Am văzut, dat exemplu, pe domnul Oprișan, care are necazuri mari în Vrancea acolo, dar pe persoană fizică, nominal, dacă ar fi alegerile, sigur că ar reuși cumva să scoată capul prin diferite tertipuri. Și doamna Viorica Dăncilă profită de votul pe care l-au dat românii duminica trecută, da. Și acum vine cumva ca fiind ceva ce a înțeles și a înțeles și da, uite, românii își doresc să facem manevrele astea. Dar românii vor să facem, da. Românii vor să venim cu artificii mai rafinate. Românii n-au spus nu îmi place să fiu batjocorii de PSD. A spus aș vrea să mă batjocorească altfel Partidul Social Bucat. Cu stil. De ce nu mă batjocorește cum mă batjocorea el înainte? Și doamna a spus, băi, noi înainte ce le făceam? Că uite, câștigam alegeri. Șmecheruțe de-astea. Ori de bătut joc de popor român, oricum ne băteam. Da. E ca și cum i-am tratat vreodată frumos și acum, iată, nu suport mizeriile astea. Nu. Și au zis, hai să revenim la bătaia de joc de pe vremuri. Bătaia de joc. Care ne-a consacrat, mă. Bătaia de joc care ne-a făcut care oameni. Noi alegeri. Bravo. Așa trebuie, oameni buni. Și atunci a pus și Adrian în stat în spate. A, aia de știam, de știam eu cu ea. Bătaia pe care o știam eu. Dar meditații, oameni. Dacă ar fi vorba de meditații la bătaia de joc la adresa poporului român, mă, nu știu, Claus Iohannis, cum și-a luat casele, dar Adrian ăsta s-ar putea să-și ia mai mult de 6 case. Dă-i bătaie, știi, pe principiu dă-i bătaie. Doar acum, din meditații pe acest subiect. O manevră pe care o face doamna Viorica Dăncilă, încă de săptămâna trecută era în discuție, astăzi domnul Darius Vulcov, îmi place foarte mult formularea, a fost eliberat din funcție. Păi măcar din funcție să fie eliberat, că din alte părți... Un om condamnat la 8 ani și jumătate de viață în pușcărie. Dar liber de funcție? Dom'le, faptul că e libertate sună bine. 10 zile mai durează până la instanță, până când va ajunge din nou în instanță domnul Darius Vulcov. Așteptăm. În continuare, el nu mai este în funcția de consilier al doamnei Viorica Dăncilă. În schimb, a venit acest domn Remus Borza, consilier onorific al doamnei premier Viorica Dăncilă. Cu toată aprecierea posibilă la adresa domnului Remus Borza, dar în cheia interpretată de Mihail Neamțu, care s-a spus mai devreme. Domnule, ar trebui să scrie cărți, că un om care are bani ăștia cash n-are cum să fie neinteresant. Domnule, și Remus Borza are foarte mulți bani cash, adică e un important om de afaceri, Dar e condamnat, fratele meu. Are și el o condamnare, definitivă. Sigur. N-are pușcărie făcută, că a fost cu suspendare. Definitivă. Remus Borza a fost condamnat definitiv în februarie 2015, așa uite cu mulți ani de atunci. Deci renunțăm la Darius Vulcov. Și bine că renunțăm la Darius Vulcov, că e cel mai frumos lucru. Nu, vă spun imediat care e cel mai frumos lucru care s-a întâmplat astăzi. Da, este în top 3 lucruri frumoase în viața noastră în această minunată zi de luni. Scăpăm de Darius Vulcov, care era un personaj insalubru, așa, după ce te uiți un pic la Darius Vulcov la televizor, simți nevoia să-ți clătești ochii. Dar nu cu Remus Borza. Nu ți-i clătești cu Remus Borza. Căci omul acesta are 8 mandate de primar și 8 ani de pușcărie cu executare, dar în primă instanță, ălalt e condamnat la pușcărie cu suspendare, dar definitiv. Uite, o să pun cap la cap condamnarea și motivația condamnării cu declarația făcută astăzi. O fac de o manieră absolut dezinteresată. O fac voluntar, neremunerat, e oarecum un sentiment de solidaritate față de un partid care a făcut și lucruri bune pentru țară. El s-a și înscris în PSD astăzi, ca să înțelegeți. Și că chiar... PSD nu făcuse lucruri bune anul trecut. Abia acum și-a dat seama, băi, e că sunt și lucruri bune, m-a pus consilier. Și chiar nu merită să fie înfierat cu atâta mânie proletară. Vai, când mă enervează expresia. Da, și mai ales că vorbim de PSD și mânie proletară, la ei este mânia. Dar poți să reiei începutul acestei declarații? O fac de o manieră absolut dezinteresată, o fac voluntar, neremunerat. Bun, păi hai să explicăm ceva domnului Remus Borza, care e condamnat pentru incompatibilitate. Ce a făcut? Că n-a fost foarte clar. A avut mai multe funcții incompatibile în același timp. Păi, în primul rând, el era administrator judiciar la compania hidroelectrică și a dat un contract, ce crezi, firmei de avocatură a sa, prin postura de... Lucrurile astea se întâmplă. Da, se poate întâmpla oricui. Domnul Remus Borza astăzi face un titlu de mândrie din faptul că e neremunerat. Păi, mă, cum să-i spun? Da. Dacă ar fi fost remunerat, făcea și el pușcărie acum pe bune, nu cu suspendare, căci funcția de deputat, funcțiile de deputat și senator sunt incompatibile cu orice altceva în afară de ministru. Deci, practic, profesor universitar, cercetător științific. Recidivist în incompatibilitate. Deci, dacă ar fi luat bani din postura de consilier, ar fi fost pușcăriaș. După aia ar fi fost
condamnat la cu suspendare, deputat, consilier, pușcăriaș. Deci nu te lăuda că n-ai făcut ceva ce n-ai fi putut oricum face, fără să faci și pușcărie ulterior. Asta nu înțelege domnul Borza, ne crede și el proști, eu m-am lămurit, nici nu-i mai dau acum o perioadă de grație în care să demonstreze geniul său economic, că dacă el a venit așa, a deschis el masa, bună ziua, bună ziua, ce intrare să-mi fac asta? Deci nu voiau niciun ban. Păi dacă ne luai niște bani, luai și un pic de pușcărie. Și acum ne întrebăm totuși, cine știe pe ce căi va reuși, că totuși omul acesta nu ne închipuim că vine să soluționeze în sensul țării, domnule, să ajut țărișoara. Vine să salveze România, asta este clar. Mă gândesc că cine știe pe ce alte căi reușește să scoată. Bun, dar vine și cu o declarație, vinerea a dat-o pe asta. Și domnule, hai să terminăm cu politicienii ăștia, gen Adrian, dă câteva nume de-astea din PSD mai puțin reușite. Și domnule, să venim cu oameni de genul Gabriela Zoană, sau cum o cheamă, doamna Zoană. Și să dăm credit oamenilor noi. Venim cu doamna Gabriela Zoană, dar unde mergem? Unde mergem și asta de ce? Asta întrebarea. Și de ce? Eu am înțeles, domnul Borza o susține pe doamna Gabriela Zoană. E un gest de fair play și pot să-l și explic. Da. Doamna Zoană, acum două luni era europarlamentar la primul mandat și se pregătea să fie europarlamentar la al doilea mandat. Astăzi, în timp ce vorbim, în afară de domnul Borza, nu știu dacă și-o mai amintește cineva. E un om de la el de acasă acum, da. Da, e... Era zâmbitoare pe aici. Era un doamnă de la, pe aici, pe la noi, pe la B1 TV, am văzut-o cum era, niște piruete, era zâmbitoare. N-aveam acum să se supere, că urma să fie europarlamentar de nou. Doamne, da, zice, cum ați făcut voi glume cu mine, da, care plecam pe bani? Relaxat, eu am apreciat. Zic, domnule, în sfârșit un om relaxat. Da, da. Era un om relaxat când mai intrau încă trei europarlamentari după ea. Acum s-a oprit cu trei europarlamentari înainte de ea lista. Nu știu dacă mai e aceeași relaxare, ne pare rău că nu s-a putut. Nu e ca și cum ce a trimis PSD-ul ar fi, e mai bun. Nu e ca și cum domnul Manda e mai bun. Nu e ca și cum doamna Carmen Avram e mai pregătită politică să spune niște prostii. Îmi pare rău, dar colegă de breazlă, de breazlă, dar spune niște prostii pe care nu, nici la politicieni nu le face vezi. Face acuzații grave, Răzvan. Ce nu mai cred, am urmărit-o dacă nu mă cred. Eu nu pornesc cu idei preconcepte, dar... Doamne, da, iartă-mă! Vorba aia. Bun. O să în curând o scot de pe lista de comunicatori. Da. Acum s-au mai întâmplat niște mișcări, poate disjunse din mișcarea aceasta de scoatere din cadrul al domnului, a domnului Dan Râzvâlcov. S-a renunțat, doamnelor și domnilor, hai! La șefa ANAF. Asta am vrut să aud! Va fi schimbată din funcție doamna Mihaela Triculescu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Este prima decizie justă luată de Partidul Social Democrat de la înființare și până în prezent. Nu știu dacă mai făcut PSD ceva bun pentru poporul român. Uite, asta e justiție. Asta este dreptate. Justiție divină, nu justiție de asta socială. De câte săptămâni vă spun că până nu pleacă ființa, stai să mă dau așa mai spre ele, până nu pleacă ființa aceasta, fiscul este o instituție demnă de urât, de disprețuit. Bă, poți să urăști. Băi, nu știu, nu vreau să fac comparații cu jandarmeria, că la jandarmerie sunt și oamenii în regulă. Dar având în fisc, mamă, dacă am ajuns să pun jandarmeria într-o lumină bună, îți dai seama în ce hal era fiscul doamnei Triculescu. Mihaela Triculescu, rețineți acest nume, că sper să nu-l mai auziți în viața dumneavoastră la televizor, decât dacă a făcut vreo mizerie, vă dați seama, în funcția de șefa ANAF, și când vor afla procurorii, va trebui să fie subiect public. Dar nu știm dacă a făcut asta, deși suspiciuni rezonabile, indicii temeinice. Pleacă blonda asta, nu știm dacă se întoarce la ea la țară, nu știm dacă va prelua din nou contabilitatea acelei firme de făcut curat într-o comună din județul Dolj, dar sperăm să se întâmple asta. Dar femeia, îți dai seama că de acum încolo se va legitima fosta șefa ANAF. De momentul de față este cineva, devenit, a căpătat o redutabilă singurul șef al fiscului, căruia îi va fi rușine să recunoască că a fost șef al fiscului, pentru că toată lumea știe ce s-a întâmplat în mandatul ei. Adriana și Cotel. De asemenea, Adriana Cotel. Nici nu mă interesează. Emoționanta doamna Adriana Cotel, fostă șefă la Agenția Medicamentului, după aia pusă, pentru că a fost pusă, oamenii doar Râzvâlcov, după ce a fost pusă la Agenția Medicamentului, a fost pusă la CNAS. A fost pus acolo tocmai de noi. Totuși a fost la șeful la sigur că acolo... nu trăia nici la medicamente. Păi, dar ce căuta acolo? E păi ca și cum ai pune pe Triculească acum ministrul de finanțe. Domnule, ce sunteți nebuni? S-a condus și fiscul. Păi da, era o problemă că a condus. Da, acum va fi ministrul, după care îi spui premier. Păi sunteți bolnavi, urmăriți femeia. Are patru cuvinte în vocabular. Două dintre ele sunt Darius Vâlcov. Fostă șefă. Fostă șefă ANAP, ministru de finanțe, premier. Și apoi de ce nu o femeie președinte? O femeie muncitoare, o finanțistă.
pusă. Și eu din aproape în aproape. De aproape în aproape o să ne închinăm la ea. Doamne, eu sper totuși să fie pusă undeva, dar la locul ei, acolo singurul. La punct, hai să fie pusă la punct. Domne, dar nu în București. Bun. Și nu în județul Ilfov, nu știu, undeva mai așa, mai de Triculescu. Domne... Mai dal de Triculescu, mai undeva unde nu-i canalizare, mai la WC-ul în curte, că ne-am tâmpit cu toții. Noi luăm acum argatul și ne punem coroana pe cap. Deci nu am, ne-am pierdut uzura rațiunii, am mai spus o dată în emisiune, repet. Ne-am trezit cu Triculeasca în fisc, pe cred că oamenii care sunt acum în Anafi îi sărbătoresc mai mult decât sărbătorim noi. Că și că acolo sunt niște oameni care înțeleg cum funcționează lucrurile. Și la CNAS și la Agenția Medicamentului am tot citit declarații ale oamenilor de competență care erau acolo. Băi, pui o gagică în frunte, adică totuși sunt niște nu, oameni... Nu, pui o gagică, eu sunt... Eu, nu mă înțelege greșit. Eu sunt un mare susținător al punerii gagicilor în funcții. Bă, dar să fie competentă și gagică... Păi nu, gagică în sensul de incompetență, nu că există și gagici păi competente. Uite cum e doamna Viorica Dăncilă, o gagică competentă. Sau, nu putem să vorbim așa. Discuția asta va evalua foarte prost pentru noi. Pentru că știi că nu o să ne abținem, nu vreau cine să ajungem să vorbim urât pe fost. Hai să ne mai legitimăm un pic cu un statut de oameni intelectuali. Dar mai citește și tu o carte. Și să dăm imagini cu domnul Teodorovici, care în momentul de față a pus-o fostă șefa ANAF-ului în funcție, a pus-o în domnul Triculescu, nu mai intrăm în detalii. Nu mai, ne bucurăm după emisiune. Ne bucurăm mai încolo. Cert este că domnului Teodorovici i-a fost prezentat însuși papa. De la venit doamna Viorica Dăncilă, hai să-ți prezint pe cineva. Papa pentru Orlando a venit. Eugen, vino un pic. Treci. Nu! A? Papă! Vino să-ți arăt pe cineva. A, invers! Vezi că te bag la Teodorovici. Oleo, păcatele mele. Haide să urmărim. Imagini emoționante. Ia. Și acum dați-mi voie să prezint, dacă dă un pic butirea jos, să vedeți cum face Teodorovici acolo din mâini, că el face, explică foarte bine cu mâinile. Uite, face good point, dacă faceți semn de Adrian Cioroianu. Doamne, extraordinar! I-a făcut așa un semn de bine. Ia, și acum papa make va merge... Foto? Și acum papa va merge mai departe și va spune, domnule, pe mine m-a legitimat și Teodorovici, mi-a arătat așa ca și când, domnule, mi-am făcut treaba bine și așa mai departe. Între doi oameni modești, ia uite-l pe papă, care știm cu toții a fost un modest cu mașinile, cu nu știu ce. Deci n-am auzit de modestie decât domnule, de la gât în sus. Avea Adidas și ea în picioare, Teodorovici. Avea Adidas și ea scumpi, nici nu poți să mergi cu Loganul. Mai scump decât Loganul lui papa. Mai scump decât Loganul papei. Da, da, interesantă povestea. Totuși, uite, da, eu apreciez că da, sanctitatea sa se întâlnește cu orice păcătos. Și asta e demn de laudă, da, trebuie să zice. Păi, dacă nici Teodorovici n-are niște mergea, păcate față de națiunea română... Nu mergea, mă, papa în închisor, n-avea el chestia asta de marketing. Ba da, ei ăștia încă nu sunt condamnați păi toți. Da, avem totuși în închisor oameni care poate l-așteptau. Păi da, dar e în carantină, domnul Dragă, dacă la el te gândești. Băi, matale, aveai dumită, sfinția ta, sau cum, aveai dumitale chestia asta, cum ești pun închisor pe oameni și unde pui picioarele și faci chestia asta. Păi, în anumite momente, sigur, de înainte de Paște. Dar haideți să faci, uite, avem acolo niște păcătoși. Avem niște păcătoși. Noi avem foarte mulți păcătoși. Da. Și cred că așa și început. Am înțeles că voi aveți foarte mulți păcătoși. Aoleu, știam că am uitat să ți-l prezint pe Teodorovici. Da. Domnul ministru de finanțe. Da. Vă cheamă. Da, domnule, s-a întâlnit și cu Orlando. N-ai ce să-i spună, că înțeleg și pe papă. Ce să zică? Nu cu oricine, dar nu cu el. Pe ăsta chiar nu vreau să-l văd. Nu, dar nu ai ce să faci. Da, ce. Că știe cine e. Da. Știe, l-a recunoscut. Îl cunoaște după, era și o melodie, după Sandal. Îl cunoaște după Adidas și pe domnul Teodorovici. Probabil a venit cu Adidas și aceia modești. Nu i-a luat pe cei scumpi. L-a luat lui Vuitton. Mă întâlnesc cu sanctitatea asta, e un om modest, n-aș vrea să epatez. Și a luat ceva mai ieftin. Cumpăra probabil tot de un grup, de, o echipă de fete de Republica Moldova. Ce ori mai fi cumpărat fetițele alea din Basarabeni? Uite, interesant că aici era vremea bună. Papa a ajuns în locul acesta, a ajuns cu elicopterul, știm că e un om modest, dar a fost nevoie să ajungă cu elicopterul, pentru că erau condiții astea meteorologice defavorabile, care sigur jucau baie, erau favorabile. Dar putea să meargă ori cu barca, ori cu elicopterul. Exact. Și a întrebat, înțeleg că a întrebat, domnule, la Dacia se fabrică și elicoptere, că aș vrea să merg cu un elicopter Dacia până acolo, să nu zică lumea că cine știe ce e pate și așa mai departe. Da, întâlnire de seamă acolo, domnul Teodorovici, după ce, uite, a dat mâna cu el? A dat mâna și cu mâna cu care a strâns papei. Auzi, bă, dar Teodorovici știe că Biserica Catolică nu mai vinde indulgențe? El a venit și cu 100 de euro. Pentru o seară. Nu mă refuza. I-a palmat. Domnul Teodorovici, având 100 de euro după ce a făcut
cu foamea, da. Două luni, că știm că el trăiește din 50 de euro pe lună. N-a mâncat, n-a băut două luni de zile, i-a ținut, a zis, nu știu cum mai e la voi, dacă mai merge cu indulgența, dar în partea asta nu-mi permit. Poate tu ești mai bun, deci merge cu 100 de euro. Asta așa, ca să fim, da, domne, corecți cu toate confesiunile. Corecți, corecți fiind, mergem către votanți PSD care sunt extrem de... Păi dacă suntem corecți, ce căutăm la votanții PSD? Hai să le dăm cu... Dă regulă la votanții PSD, nu merg cu oamenii corecți. Sunt interpretate imagine pe care le vedem, noi niște votanți PSD tensionați din cauza alegerilor, s-a creat așa o stare de tensiune. Nu, erau oameni relaxați la poartă. Uite ce se poate întâmpla acum după alegeri. Situația se menține tensionată în zona rurală, unde se pare că s-au pierdut alegerile. PSD-ul a pierdut acolo alegerile. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, urmărind aceste contondențe de acolo. Dom'le, să-ți fi venit papa acolo, să fii deșins cu papa mobilul, să facă cu mâna, dai seama, unii de o parte și de alta. Dai seama, mergem împreună, să se fi împăcat oamenii ăștia. Vă dați seama ce momente emoționante am fi putut trăi. Breaking news, ia să vedem. Da, informație de ultimă oră, deșinsă practic din decizia Senatului de a nu începe urmărirea penală DNA-ul împotriva domnului Tăricianu. Asta ar fi prima dintre glume. Și Tăricianu reacționează la această reacția decizie. Reacția domnului Tăricianu e absolut stupefiantă. A anunțat că nu mai candidează la alegerile prezidențiale. Avem o declarație a domnului Călin Popescu. Tăricianu sună în felul următor: în acest moment, candidatura la prezidențiale nu intră în discuție în ceea ce mă privește. Pentru mine nu este o opțiune pe care momentul de față să o analizez. Păi, măi, el exista de vreo 6 ani așa, există doar ca să candideze la prezidențiale. Ăsta era scopul și pentru care exista domnul Tăricianu. Și nu mai candidez. Și nici nu mai candidez. Păi și în momentul, ce mai facem, domnul Tăricianu? Păi ce mai facem cu dumneavoastră, domnul Tăricianu? Ce treabă mai avem cu dumneavoastră, domnul Tăricianu? Care mai are rostul dumneavoastră? Că acum presupun că nu mai trebuie să fii președintele Senatului. Domnul Tăricianu era un domn care apărea la prezidențiale din când în când în studio. Dom'le, trebuie să vorbim și cu el, că și el e candidat. E și el candidat. Era vreo 7-8 candidați de care posibil viitor candidat, sună-l pe Tăricianu. Păi, domnul Tăricianu, acum ce mai facem cu ALDE, că sunt oamenii acolo? Se mai ține ALDE? Se eliberați din robie, se duce fiecare unde vrea la ce partid. Ce a făcut? Deci în momentul a făcut, a deschis, a închis taraba. Management de criză ăsta, s-a gândit Tăricianu, bă,
Să iau acum mai puțin decât scorul partidului. Vă dați seama ce situație tensionată s-a riscat. Dar eu n-am altă întrebare. De ce nu candidează? Ce și-a schimbat? Dom'le, ce mai are de pierdut domnul Tăricianu? Scârbită clasa politică, această clasă politică murdară, care nu-i permite să-și apere reputația în fața instituțiilor statului, el ar fi vrut să fie urmărit penal. Asta a fost deranjul. Aici, de aici s-a iscat. Adică... a văzut, a zis, păi n-ai ce să... cu țara asta chiar n-ai ce să deci fac. Dacă respingeți... Uite cum fac scut în jurul meu, mă, uite-te mă la ei, mă, cum fac scut în jurul meu. Și el i-a rugat, lăsați-mă că eu mor. Nu, Tăricene, stai cu minte. Nu vreau să mă bag cu procurorii. Uite-te și tu puțin. El de supărare s-a cum știi ce fac? Vă las fără președinte. Că ziceți-mă, nu, candidat Tăricianu, nici nu câștiga cineva. Dar președintele Asena măcar mai rămâne acolo să... Nu știu, adică să ne lase și acolo fără președinte. Cum o vrea PSD-ul? Cum o da PSD-ul? Acum, acolo nu depinde de... Ne aducem aminte momentul acela teribil în care era dat în urmă cu câteva săptămâni, deci n-a trecut o viață. Cu două săptămâni. Cum era înainte cu Claus Iohannis? Era Radu Tudor serios, așa? 45-45. 45-45, turul 2. Și ne uitam așa, domnule, om serios, stai cu... Sondajul la cap acolo. Stai cu parodia aia pe ecran. Și domnule, tu analistul militar. O glumă, nu te-ai uitat în monitorul de control să zici, domnule, ce mi-a spus domnule aici, ce s-a... scoateți asta de pe ecran de aici, știi? Nu, domnule, a stat cu 45-ul pe ecran, vreo 10-15 minute. Și era domnul Tăricianu gata să-l bată pe Claus Iohannis și acum uitați-vă și noastră face un pas înapoi. Alegerile erau câștigate deja. Dar el explica, aduce aminte că dădea niște interviuri în toate, unde ne întreba lumea de vorbă și zicea, domnule, eu pot să candidez, dar să facem o țară care... Da, și era ideea, că nu avem noi o țară ca să candideze el. Că organizați-vă puțin. Organizați-vă un pic, eu pot să candidez, nu zic nu. Nu zic nu, da. Deci nu e vorba de candidatura mea, că aia e o formalitate. Da. Eu cât alegerile pot și în altă țară, numai aici. Normal. Dar uitați-vă și dumneavoastră de jurnal, unde să candideze aici? Că ți-e mai mare scârbă. Și te simțeai și prost. Bă, hai mă să-ți faci un pic de ordine. Candidează omul ăla, ne găsește așa cu țara asta, praf. El este și un critic al terminologiei, adică el a deranjat când i-a întrebat cât costă benzina și l-a de la prețul la pompă. La pompă. Și zicea așa, benzinare și vă aduceți aminte cum s-a uitat scârbit așa la reporter, benzinare. Așa vorbiți dumneavoastră cu viitorul președinte al României. Eu mă îmbrac elegant, îmi pun costum ca să te aud pe tine cu benzinare. Dar cravata asta roz să vii tu cu pompa. Cu pompa e normal așa ceva? Pompă și benzinare. Deci el în momentul de față nu mai candidează la alegerile prezidențiale. Nu știu dacă mai face dar avem pe Pandele care, atenție, nu vă aduceți aminte că candidatorul prilejuit de vizita papei. Mă, întrebarea următoare, dacă nu mai candidează Tăricianu, cu cine se bate Pandele în turul 2? Asta vreau să știu. Asta e întrebarea, da. Cu Pleșoianu? Asta e întrebarea. E, domnul Tăricianu, să știți că ne-ați evaluat greșit. Evaluat greșit, cum ar zice prietenul dumneavoastră, domnul Tudorel. Măi, el a zis, aranjați-vă puțin țara asta că vin la Cotroceni. Da. Pe 26 mai asta a făcut România. A aranjat puțin țara și asta. Și acum, Matale, ce faci? Și acum ne păcăliți? Între timp, azi mai primim o veste emoționantă că a plecat domnul Ciolacu în funcția de chestor și trebuia să punem, doamne iartă-mă, pe cineva acolo, că acum domnul Ciolacu este președintele Camerei Deputaților. Dita este un... mai președinte, așa e formularea corect. Juridică. Este Dita mai Dita președintele. Cum să zic, controversatul președinte al Camerei Deputaților, că apare în poza aia care îi face necazul. La tine-s controverse... Eu văd doar certitudini din cazul lui. Și în locul domnului Ciolacu, la postura de chestor, domnule, trebuie anumit... Cine vine. Trebuie anumit cineva, da. Și au căutat un om cu greutate, au căutat un om cu experiență, au căutat un om care a condus ceva în țara asta și au găsit cel mai mare chestor în liftul despre care cred că le-am vorbit vineri oamenii, nu? Am retalatat-o liftul care susținea pe Ciolacu. Liftul lui Ciolacu. Hai să vedem materialul și vă dați dumneavoastră. O fi bine, domnule chestor. Mai vreau să mai precizez de câte ori va fi nevoie că nu s-a votat înființarea acestui grup, ci s-a fost recunoscută o decizie a Curții Constituționale, decizia 85 de anul acesta, care spune foarte clar că avem dreptul să ne facem grup atât timp cât cel puțin 10 deputați au candidat pe aceeași listă. Plenul doar a recunoscut. Decizia nu s-a votat, nu ne-a făcut nimeni favoruri. Cei care ne-au ajutat, vreau să fiu foarte sincer, au fost cei de la PNL și USR care au semnat sesizarea la Curtea Constituțională în fața refuzului nejustificat al fostului președinte al Camerei. N-are rost să mai discutăm despre asta. În baza acestei decizii a Curții Constituționale suntem grup și tot în baza aceleiași decizii avem dreptul la reprezentare în birou permanent, motiv pentru care azi s-a decis deja ca o funcție de chestor, care este o funcție liberă, a fost ocupată înainte de PSD,
să fie ocupată de reprezentantul pro-România, pro-Europa. Și de asemenea, în zilele următoare, trebuie să primim, conform deciziei Curții Constituționale și regulamentului Camerei, funcțiile din comisiile de specialitate. Cel mai important pentru noi este faptul că fiecare dintre deputați va reveni în comisia din care a fost izgonit. Izgonit? De unde a fost mazilit? România, domne, după aceste alegeri începe să arate, băi, tot la fel de straniu, dar altfel. Altfel, dar tot straniu, ca înainte de aceste alegeri. Dar eu n-am înțeles. Cum a obținut Victor Viorel Ponta toate aceste beneficii, să zic așa, pentru gruparea sa obscură? Cum? Cum le-a luat? Cum le-a luat? Că eu nu înțeleg cum le-a luat. El tot a zis că mulțumită PNL și USR, mulțumită PNL și USR, vedeți că nu au majoritate, nicăieri, PNL și USR. Că ar fi dat jos guvernul, ar fi fost. Deci, cine i-a dat lui pomenile astea? Gândește-te aici ce strategie otrăvită poate avea Mickey Mouse. Că tu îți duci copilul la Disney, le dă de Mickey Mouse și le are senzația că e personaj pozitiv. Băi, uite că nu e chiar așa. Dom'le, el se asociază cu forța PNL-ului și USR-ului, dom'le, eu și prietenii mei de la PNL și USR și nu știu ce, ca să-i compromită. Că acum să te uiți să zici. Cine l-a așteptat pe Victor Ponta? Păi așa zis, mă, PNL și USR. Care eu mai votat pe ăștia? Înțelegi? Eu nu cred că PNL-ul i-a oferit ceva domnului Ponta, că PNL-ul nu are destule voturi. USR-ul nu are nici pentru el voturi. Cine l-a ajutat pe Victor Ponta să-l pună pe Daniel Constantin Chestor? Mă rog, am umflat și noi subiectul. Daniel Constantin Chestor. Așa. Cine îl bagă înapoi în comisiile respective? Cine, mă, cine? Păi cine? Păi PSD-ul îi face toate lucrurile astea, pentru că și Victor Ponta, cu prietenii săi PSD-iști, au fost acolo când a fost nevoie de el. Că vă relatez cum îl suna Ciolacu pe Daniel Constantin în lift. Scrie pe Facebook. Martor ocular. Da. Și zicea: da, Marcel, suntem în lift, acuși venim. Pe acuși venim să nu te votăm sau cum? Acuși venim să-ți creăm greutăți? Și mi-l aduc aminte săptămâna trecută pe domnul Daniel Constantin aflat într-un studio la o televiziune, nu mai știu unde l-am văzut. Cred că la Antena. Nu, la Antena. Nu, mai pupă el. Nu chiar, nu chiar. Pupă el la Antena 3 după ce a făcut ce a făcut. După ce a făcut el în agricultură, normal. Agricultură, nu vă gândiți la dosar mica. Succesele sale în agricultură. Succesele sale în dosar mica. Domnul era un pic îngrijorat legat, avea o îngrijorare legată de faptul că opoziția aceasta, USR și PNL, domnule, nu-i contactează pe ăștia. Zici, domnule, nu ne sună. Noi am putea să dezbatem. Avem cea mai redutabilă echipă de miniștri. Erau ăștia entuziasmanți, băgau capul în poza asta a succesului. Da, nu suntem gata, nu vreți împotriva PSD-ului. Nu vreți împotriva PSD-ului să venim noi? Adică PSD-ul? Adică PSD-ul și vechi? Nu vreți? România arată că nu mai suportă PSD-ul vechi. PSD-ul nou, că PSD-ul nu mai suportă PSD-ul vechi, îl vor pe ăla foarte vechi. Foarte vechi, corect, înțelegi? Corect. Nu, domne, nu, da. N-ai cum. Ce ai să fii serioși. Plus că acum se zbat în Parlamentul României să modifice legea liberalizării, da, vânzării terenurilor agricole. Corect. Păi e făcută de el. Domnul Daniel Constantin. Păi de cine? Cine era starostele agricultorii? Deci rectificat o lege făcută de acest domn. Deci, Daniel Constantin. În timpul domnului Ponta. Ești PSD. Da. Când ne vorbește nouă guvernarea de ce are bună, de care v-a zis să guvernarea aia bună e guvernarea aia în care s-au stricat legile, dar trebuie ei să le repare acum și dacă și ei recunosc că sunt proaste legile, vă dați seama cât de proaste sunt într-adevăr acele legi. Dar nu intrăm să facem noi analiza agricolă aici cu oamenii. Normal. Aici. Îi lăsăm în agricultura lor. Și uite, Daniel Constantin poate sta de vorbă cu Dacian Cioloș. Pot vorbi, no? Personal, da. Ce frumos la așa de împreună între cadre specialiști în agricultură. Mă, tu când pui arpagicul? Băi, e treaba mea când îl pun. Știi, iau discuții de-astea. Să nu deranjăm. Când dai seama că e vaca gestantă? Ei, vorbești cu ea și vezi. Pe specialitate, da. Da. Bun, da. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem brusc. Bună, România! Da, înainte ca Senatul să respingă cererea DNA-ului de începerea urmăririi penale în privința domnului Tăriceanu, domnul Tăriceanu a trebuit să țină o cuvântare. Așa se face. Să vină să convingă senatorii și sigur senatorii convinși de discursul și de argumentația domnului Tăriceanu au decis, da, domnule, trebuie să ne opunem acestei cereri năstrușnice, că așa e. Bun, domnul Tăriceanu în acea cuvântare zice așa: în cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, nu am făcut niciodată o faptă legală. Da, da. Păi așa i-a convins. A zis, a, pe el, dar nostru, mă.
Înseamnă că eu, noi v-am crezut totuși un om de un om cinstit, v-am crezut și de-aia am zis să vă trimitem pe mâna DNA-ului. De-aia și colegii de la Comisia Juridică au crezut în nevinovăția dumneavoastră, de-aia au venit cu propunerea asta de ridicare a imunității. Dacă nu știi să vorbiți, dumneavoastră așa trebuia să începe. Sunt tărician și l-am făcut în viața mea o faptă regală, terminați prostiile astea. Păi da, hai, gata, da. Relansăm cursa pentru președinție. De cine a spus păi dacă început? Știam așa, nici nu mergeam pe Dragnea, că Dragnea de bine de rău a făcut câteva ilegal, dar a făcut, o fi, cred că o fi, eu știu. Că l-am văzut făcând și ceva legal la știi un moment de dat. Ce, știi de ce a făcut ceva legal în ultimii 30 de ani? Că a intrat în politică în ultimii 25. Da. A avut atunci o perioadă scurtă. A avut o perioadă când făcea rola și construia el cu mâna lui. Era ceva... Cred că era și aia ilegal. Poți să mergi cu o mașină făcută de tine în curte. Nu garantă că nici Dragnea nu știu a făcut ceva. Nu știu. Dar știm sigur acum că domnul Tăricianu 30 de ani o faptă legală. Domnule, relația cu Ilea nu era legală. Că nu s-au căsătorit. Nici măcar acolo nu era legal. Domnul Dragnea. De la ce vârstă o știe pe fetița asta? Dar sigur, sunt multe discuții. Domnul Tăricianu, un agratat. Un politician ratat. Nu știu, asta trebuie să vedem, că poate va veni pe ultima sută, sigur, mai are de făcut fapte în politică, vom vedea. Între timp e mișcare multă în Parlamentul României când dați așa imagini de sus, și tot vedeți mutându-se dintr-o bancă în alta, dintr-o băncuță în alta. Da. Ba, îl vedeai pe unul acolo, te trezești că el în partea ilaltă, de unde să iei, e în capătul celălalt. Și uite, ne trezim cu tot felul de mișcări de forță, și vedem că deputatul PSD Andrei Alexandru a trecut la Partidul Național Liberal. A zis, domnule, eu am terminat-o cu oamenii ăștia. Când îi văd așa, deci nu-i suport. Deci nu, eu vă spun. A trecut în banca Partidului Național Liberal. În imagini, acest domn emoționant, sigur, aici nu are costumul de parlamentar pe el și nici costumul de PSD-ist, dar vă spunem că de acum înainte îl va avea pe cel de penelist pentru că a trecut în banca PNL-ului. E bine pentru votarea moțiunii de cenzură. Poate după aia pleacă. Domnule, nu stau mult. Vin, dar nu stau mult. Vin așa în trecere cât să nu fiu, că sunt rasist, mai mult de-aia vin, nu mă pot abține. Nu pot să stau într-un loc. A fost PSD-ist la un moment dat. Da. A fost și protagonistul unei înregistrări superbe pe care a avut grijă cineva cu creier din partid să o șteargă, că doamne... Cum o șterge și el dintr-un loc în altul. Ei, îl o șterge, dar după aia o murdărește la loc. Deci el a fost PSD-ist, îl vedeți, PSD-ist. A stat și a stat în PSD și la un moment dat a spus că el nu mai suportă mizeriile astea din PSD, dictatura, nebunii, domne, nu e normal așa ceva, el vrea să facă o altfel de politică. Da. Și s-a dus la Victor Ponta. A stat 3 săptămâni, a făcut altfel de politică la Victor Ponta, nu s-a înțeles cu ea până după aia, acolo. După aia, domne, eu mă întorc la, vreau să fac un altfel de politică. Decât altfel de politică, vreau să fac politică cum făceam eu înainte. La PSD, adică. Și s-a întors la PSD. Și astăzi, într-un moment emoționat, zice... Eu mereu am fost mă liberal, dar m-am păcălit pe toți. Hai că m-am gândit. Am prostit pe toți cu PSD-ul ăsta. Da. Eu eram, de fapt, coloana 5-a. Nicio fel dar spune, a tras pe el ceva galben și până nu vine mai bine pe care. Acum vedeți că omul e dezbrăcat, poate să-și spune orice. Fata asta cu orice fata culoare. Asta galben a zis, mi-a stat și mie galben. Păi mi-a stat bine în galben. Eu sunt galben, foarte vara port galben, de ce să vă mint? Deci eu am stat așa, m-am gândit... Galben, frate, galben. Plus că oamenii ăștia au și obțin cel mai mare scor, e clar că au nevoie de mine acolo. Asta așa, ca o coincidență, că au obținut. Nu s-au uitat, mă, cu el pe rezultatul ale, că e genul ăla de politician care se duce la cel mai mare partid. Nu, s-a dus și spun și de ce s-a dus. Pentru că el acum e liberal. Național liberal. El nu era, era social-democrat. Da, da, da. A fost social-democrat și mi se pare că sâmbătă și atât te trezește și nu că s-a întâmplat ceva, dar simt ceva. Și s-a verificat și a făcut un control și a ieșit că e liberat. Și s-a dus domnule aici. Așa a ieșit analizele, așa a făcut. Așa mie mi-e să nu înceapă să vorbească maghiară, să te trezești cu el și la UDMR, că n-ar fi excus. Eu rup un pic și pe maghiară, vă zic să sincer. Să știți că eu știu un pic de maghiară. Adică să migreze către sud, vrei să spui? Să vină aici, unde sunt rezultatele guvernării PSD-iste cel mai vizibile. Da. Să se ducă în Giurgiu, unde stau toți ungurii. Da. Băi, culmea, el o să spună că el e la UDMR, că e de din Giurgiu. Da. Din ungurime. Din secuimen, de la Giurgiu. Și la vești domnul Mohaci. Domnul Mohaci care... Domnule, Mohaci simplu sau Pomohaci? Nu, e Mohaci simplu. Doar Mohaci? Mohaci... Mohaci fără nimic Mohaci, în față? Fără zic că vreau să-și spun ce vor. Băi, am renunțat la orice fel de standard. Gata, domnule. E de vorbit de Pomohaci, trece și pe Pomohaci. Nu e ca și cum Pomohaci e mult mai rău decât oamenii ăștia. Da. Ei, ce să spun. E, domnul Mohaci trece de la PSD, merge la Ponta. Bă, merg la PSD-ul vechi. Păi n-a mai fost, mă, odată. Ba da, dar revine. A doua oare cu noroc? Revine, știe drumul, merg, mă iau pe drumul pe care... Bă, ăsta-i curier. Ăsta-i curier între PSD și Pro-România. Da. Și ca să nu bată la ochi, ce căutați, dumneavoastră, vă tot văd. Păi am venit aici, m-am scris aici.
Păi da, da, ați mai fost toate. M-a răscândit. E da, dreptul meu de la Dumnezeu. Care e problema? Dar nu erați da. Între ele. De ce simte nevoia să fie oricum unul, oricum? Eu vă spun că o mare parte din traficul ăsta din București care e pus în spinarea doamnei Gabriela Firea, că domne, nu a știut să facă, să dreagă, că a fost... Doamne, e de la traseismul lui Mohaci, domnule. Ăștia, traseiști ăștia de trec dintr-un partid în altul, fac traficul ăsta până București, că vă spun, nu mai puteți să circulăm, e blocat-o București din cauza lor. Măcar să-și ia pro România. Da. Sediu în interiorul sediului PSD. Da, cum ar fi cel mai corect. Nu puteți, domnule, să împărțiți chiria, îi dați și lui Ponta o cameră, că n-are nevoie de mult spațiu. Da. O cameră, dar baia și toaleta să rămână pe zona de pro-România, că domnul Tudose... Domnul Tudose îi place să gătească, să mă exprim așa. E un tip foarte gătit, în fine. Da, da. Domnule, trebuie să dăm și o veste extraordinară, că tot am invocat-o pe doamna Viorica Dăncilă astăzi de câteva ore bune. Deja tot vorbim de ea. De la 6, de la... Nu, e tot sughiță femeia asta. Știți că am vorbit și înainte, dar... Nu știu cu cine e, că se întâlnește cu oameni importanți acum, cine știe în ce întâlnire se află. A spus că merge la Bruxelles să explice despre succesul prelorii, președinției, Consiliului. Ce bine am dus Consiliul, în fine. Așa, doamna Viorica Dăncilă e pe sughiță. Acum, dânsa a și câștigat o competiție. Eu vă spun sincer, în locul dânsei, eu vă spun, mie mi s-a părut mai bună totuși un pic decât prezența autentică, mi s-a părut mai bună prezența parodiată de la Ai Umor. Viorica Dăncilă s-a casat pe locul 2 la Ai Umor. Păi nu era varianta originală? Nu, aia era varianta... Deci tu aia zici că de la Ai Umor e parodia? Parodia... Păi și aia de la Palatul Victoria ce e? Așa mi s-a spus. Acum poate că... Vezi că le-ai încurcat. Le-am încurcat. Vezi că le-ai încurcat, dar n-ai balon. Am încurcat Viorice. Parodia este la Palatul Victoria. Da. Și la Umor veniți... Reacție de ultima oră a președintelui României, Klaus Iohannis, în privința votului din Senatul României de astăzi, în privința blocării justiției în ceea ce... Privește începerea urmăririi penale în cazul domnului Tăricianu, 800.000 de euro, de dolari, îmi cer scuze, mult mai puțin, era Microsoft, acuzat. Da. Da, nu va fi urmărit penal și președintele României zice cam așa. PSD și ALDE continuă să obstrucționeze justiția făcând scut în jurul lui Călin Popescu Tăricianu pentru a-l scăpa de urmărirea penală. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, consideră că votul dat astăzi în Senat reprezintă un act de crasă sfidare a românilor care și-au exprimat opțiunea clară la referendumul din 26 mai. La doar câteva zile după ce românii au sancționat explicit și dur politica PSD-ALDE de a pune instituțiile statului în slujba protejării politicienilor cu probleme penale, senatorii majorității se dezic de mandatul primit de la cetățeni. Parlamentarii PSD-ALDE, prin votul de astăzi, se descalifică în fața propriilor cetățeni și dovedesc astfel că nu sunt altceva decât o rușine pentru țara lor. România și-a reconfirmat pe 26 mai parcursul demn în rândul statelor cu democrații consolidate, în care nimeni nu este mai presus de lege. Nu au înțeles nimic PSD și ALDE din votul dat de român la referendum și, prin ceea ce s-a întâmplat astăzi în Senat, demonstrează că nu au niciun gând să se reformeze. Dimpotrivă, continuă practica de blocare a justiției. Blocanisul justiției este Partidul Social Democrat până la urmă, cum este domnul președinte Klaus Iohannis, blocanisul PSD-ul, așa îi avem și pe oamenii ăștia, blocanis în justiție. Acum, pe de altă parte, îi vedem ambalați într-o modificare a Constituției. Dom'le, noi am înțeles ce au dorit românii cu acest referendum. Ce au dorit românii cu acest modificarea Constituției. Și doamna Viorica Dăncilă tot se angajează în sensul acesta. O să, da, dom'le, am înțeles, vrem să facem lucrurile acestea, vrem să le punem în funcțiune. Acum eu vă întreb, dom'le, blocarea ordonanțelor de urgență pe justiție, nu care cumva convine Partidul Social Democrat? Sigur, eu am înțeles votul românilor. Votul românilor era în sensul blocării intervenției PSD-ului în justiție prin ordonanțe de urgență. Da. E, acum, eu vă întreb, nu-i vedeți entuziaști? Da, domnule, hai să blocăm aceste, pentru că ei deja au produs acele modificări. Acum, ei nu mai au nevoie să schimbe nimic. Au produs toate modificările pe care aveau nevoie să le producă. Mai este una, acum, la Curtea Constituțională, cred că mâine este răspunsul în privința... Da, mâine cred că este... Nu, mâine. Mâine e răspunsul CCR-ului în privința modificării pe codurilor penale. Și uite că pare că le convine acum Partidul Social Democrat să nu mai se intervină cu ordonanță de urgență. Acum vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Am ascultat intervenția purtătorului de cuvânt, Mădălina Dobrovolski, la 12, nu? Sau pe la cât aici. În privința asta, domnule, să lăsați voi aceste modificări. Soarele de două sulițe. De două sulițe, în țara lui Bețenroate. În țara lui Bețenroate.
Exact. Așa, în fine. Acum hai să urmărim niște imagini petrecute weekendul acesta. Avem armata română, instituție importantă. Încă mai avem armata română, da, această armată, o armată română, de profesioniști. Care armată are niște fotbaliști profesioniști, pe care îi plătește cu niște bani destul de buni, care au eșuat în a merge mai departe în această dorință lor de a evolua și au rămas în Liga 4-a și uitați-vă imagini de la meciul echipei Steaua cu suporterii năvăliți pe teren. Invadează terenul fanii lui Vani Stele, care se iau la bătaie cu stewardii. Ce momente, ce momente! La tribuna a doua și se uită. Undeva la tribuna a doua, într-un colț, e un alt dispozitiv acum care a pătruns pe teren. E o bătaie între steward și suporteri. Ce aveți, bă, că e gravidă, vreți să o bateți? Bă, e gravidă, vreți să o bateți? Ce v-a făcut o femeie gravidă? Termin și jucătorii acum, jucătorii Stelei, care iau apărarea acelui galeria Stelei, când vor trebui să iasă din stadion acești suporteri. Invadează terenul fanii lui Vani Stele. Deci și acum uitați suporterii, intrați aici, au găsit o breșă și au intrat pe teren. Băi, vorbesc pe teren suporterii, vedeți, e o intervenție interesantă. Radu, am zis că avem o armată de profesioniști, ai zis că sunt și niște jucători profesioniști la Steaua, dar trebuie să acceptăm că suporterii sunt și mai profesioniști. Mă, aveți de-a face cu bătălie între Ministerul Afacerilor Interne, MAIU, reprezentat de acești jandarmi, și Ministerul Apărării, nu? Adică naționale. Suporterii. Suporterii care ai zis de la Rebeliunea Legionară n-am mai avut așa ceva în România. O astfel de confruntare între ministere. I-au dezbrăcat de tricouri pe jucători și putem să înțelegem. Dar uite ce bine îmbrăcați în jandarmi. Dar pe jandarmi nu. Da. Acum nu știu dacă i-a îmbrăcat doamna Carmen Dan pe jandarmi, dar facem o comparație între cât de dotați sunt cei din jandarmerie și cu câtă modestie se prezintă poliția română. Nu vrem să băgăm zânzanie între frații organe din Ministerul de Interne, dar doar constatăm că există oarecare diferență. Știri pe B1 TV cu Alex Ferrariu, ne întâlnim mâine la ora 11 să aveți o România.